Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, dr. Raed Arafat, a dat de înțeles că nu agrează privatizarea sistemului de sănătate, de urgență sau a spitalelor. Pe seama unor neajunsuri în aprovizionarea cu medicamente, după 3 ani au fost reluate dezbaterile pe marginea externalizării serviciilor de urgență și medicale spitalicești. Subiectul nu este unul necunoscut românilor, iar doctorul Arafat încă de la început a afirmat că e obligația statului să se ocupe de sistemul de urgență, în ideea că nu poate fi externalizată responsabilitatea. Privatizarea sistemului de urgență în acest moment ar însemna că să nu mai avem sistem. Punct. Scurt. Deci asta e pe scurt. Să avem ca și firmele de taximetre sau asta. Eu sper că nu se pune în discuție acest lucru. Mulțumesc. Trebuie menționat că în urmă cu peste 3 ani, doctorul Raed Arafat s-a împotrivit promovării legii sănătății prin care se permitea intrarea în cadrul serviciilor de urgență și a companiilor private. Recent, ministrul sănătății Vlad Voiculescu a declarat că nu se pune problema privatizării sistemului sanitar sau a spitalelor, dar nu a exclus parteneriatul public-privat fără costuri suplimentare pentru pacienți.